După mai bine de 100 de ani de cinema, nenumărate țipete de groază, de indignare și taburi zdrobite, ce mai poate fi șocant? Se pare că multe. Plăcerea sadomaso a cinefilului de a se lăsa oripilat nu cunoaște nici granițe, nici termene limită. A crescut însă anduranța. Dacă la începuturi oamenii se speriau la intrarea unui tren în gară, acum înghit pe nerăsuflate povești cu canibalism și masacre grafice. Ultimii ani au fost și ei generoși cu atrocitățile. Filmele de groază ne-au așternut în față amenințările și nebuniile epocii moderne, dramele psihologice au căpătat nuanțe sociosexuale, thrillerele au devenit hiperstilizate și pe alocuri chiar profunde. Au fost atât de multe că ne-a fost greu să ne oprim la doar 5 dintre cele mai bune și nebune filme ale ultimilor 5 ani. Dar avem câte ceva sumbru sau bolnăvicios pentru gustul bizar al fiecăruia dintre voi, iubitorii de frisoane. Mother, 2017. Horrorul semnat de Darren Aronofsky a fost controversat încă de la lansare, la festivalul de la Veneția, unde s-a ales cu premiul pentru cel mai huiduit film. O demență în crescendo, care se termină cu 20 de minute în care cineastul încearcă să recreeze toată istoria umanității într-o singură casă. Quiet! Cât tupeu! Unii l-au iubit, alții l-au urât, mai ales pentru felul cum își abuzează starul, pe Jennifer Lawrence, însă puțin l-au uitat pentru că e inclasabil și exagerat. Demiurgul descătușat de la cârmă împinge granițele acceptabilului la fiecare cadru, reușind o alegorie cinematografică chinuitoare ca nicio alta. 4. The House That Jack Built, 2018. La Cannes și la mai toate festivalurile unde a fost prezentat, sala a rămas goală după ce spectatorii oripilați au fugit la aer. Asta nu i-a împiedicat pe unii critici să scrie că pelicula e una dintre cele mai importante opere din filmul modern, tocmai pentru că are o natură necinematografică. După ei, nu are nimic de a face cu violența, la fel cum Nymphomaniac, tot al lui Lars von Trier, n-avea nimic de a face cu sexul. Evident, provocatorul cineast danez nu știe decât să polarizeze, însă The House That Jack Built e unul dintre cele mai personale filme ale sale. Ca să vă convingeți, îl puteți vedea pe TIFF Unlimited. Dar atenție, trebuie să suportați priveliști îmbietoare cu viscere fără să vă acoperiți ochii. Inventivitatea sumbră e potențată din nou de eleganța formală și de poezie fioroasă. Added a great touch of humor to my staged photographs, and I was very pleased with the outcome. 3. We Are The Flesh, 2016. Debutul lui Emiliano Rocha Minter aduce cele mai teribile obsesii ale cinemaului mexican la culmi infernale. Nu ești nimic altceva decât carne putrezită, spune un personaj. Este nu es un pinche reventón cualquiera. Într-o lume post-apocaliptică, supraviețuirea gemenilor Lucio și Fauna depinde de un vagabond care îi pune să facă lucruri de nedescris. Cineastul ne neacă într-un torent de obscenități și inserează mici insulițe de realitate contextuală între scene de incest, canibalism și necrofilie. De-a dreptul savuros! Criticii au săpat adânc și au găsit și o critică a societății mexicane ascunsă pe undeva în prăsele. 2. Raw, 2016. Uneori e greu de descifrat ce anume face un film să-ți intre sub piele, dar în cazul uluitorului debut al lui Julie Ducournau, e faptul că ne livrează o dramă de colegiu, sexy și vicioasă, care răstoarnă regulile genului. Ca să vă faceți o idee, e vorba de o studentă ce dezvoltă un insațiabil apetit pentru carnea umană. În loc să cedeze poftei pentru șocurile sângeroase și pentru scenele de oroare pură, Ducournau ne livrează o perspectivă umanistă printr-un studiu de personaj inteligent și complex ce devine o poveste despre maturizare și canibalism, captivantă chiar dacă pe alocuri repulsivă. 1. Midsommar, 2019. Chiar dacă la nivel de sperieturi și de șocuri nu e egalul lui Hereditary, primul film al regizorului Ari Aster, Midsommar îl întrece însă în impact emoțional zdrobitor și în energie negativă amenințătoare. Hello, there you are. Aparent, e povestea despărțirii a doi tineri care o merită din plin. Danny și Christian ajung împreună cu amicii lor la un festival suedez, unde soarta le e ca și pecetluită. Chiar dacă povestea vă sună cunoscut, credeți-ne, nimic nu vă poate pregăti pentru haosul și dezastrul sângeros, scăldat în soare, pe care Aster cel sonat și sadic vi l-a pregătit. Ca pentru un picnic apetisant în iad.